Bună! Haideți să discutăm în continuare cum vom reprezenta grafic funcțiile pe care nu le mai avem din păcate sau din fericire, să zicem, date, cred că din păcate, date pe o mulțime finită. Cu alte cuvinte, mulțimea D nu o să o vedem formată din 5, 7, 10 elemente în care să putem să desenăm graficul prin puncte. D-ul va fi R, toată axa reală, sau un interval nedegenerat din R, adică o bucățică de axă. Mai mare sau mai mică? Bun. Haideți să vedem. Vom discuta, de fapt, despre două funcții particulare. Funcția constantă și funcția de gradul întâi. Cu alte cuvinte, avem două tipuri mari și late. Deci F definită pe D cu valori în R, încă o dată d ăsta va fi R, sau interval nedegenerat din R, bucățică din axă. Ce înseamnă constantă? Constantă înseamnă că aici să nu mai am X. Să am un număr. F de X egal 5, 7, 2, 11 și așa mai departe. Bun, cu alte cuvinte în expresia aceasta, ca să nu mai mi-apară X, aș putea să le iau pe A ca și valoare 0, adică rămân în valoarea B. F de X egal cu B. Cum se desenează această funcție? Este o dreaptă paralelă cu o x care trece prin B. Cât de lungă o fac? Păi, dacă domeniul meu este R, o fac fix cât fac axa, adică oricât de lungă. Dacă domeniul D este o bucată de axă îl voi desena pe D, să zicem că D-ul e de aici și până aici. Acesta este D-ul meu. La fel desenez bucățica de axa aferentă. Adică va fi bucățica de dreaptă. Va fi deci un segment sau o semidreaptă în funcție de cât este domeniul de Hai Haideți să luăm trei exemple. R, semiaxă și un interval mai micuț să vedem cum arată